Dispare zahărul și făina de pe rafturile supermarketurilor din România. Oamenii sesizează acest fenomen apărut de câteva zile chiar la magazinele importante din țară. Pe fondul situației din China, unde Beijingul i-a îndemnat pe chinezi să facă provizii, românii s-au panicat și au început să golească rafturile magazinelor pentru a-și face provizii. Părerea mea că unii abuzează și e un abuz să iei prea multe alimente și să nu mai apuce să mai ia nimeni, să mai ia și altcineva. Deci nu e bine să faci stoc de alimente. Da, tocmai de aceea magazinele au impus o limită, adică fiecare om poate lua maxim 5 kg, nu poate lua mai mult. Da, poate să ia 5 kg, dar nu mai mult de 5. Depășește de 5, e abuz. Nu știu, nu prea mă încântă, nu e o părere foarte bună. Eu nu cred că va fi o penurie așa de... încât să-ți faci depozite acasă. Nu este foarte clar dacă această criză de făină și zahăr a fost generată de modul în care magazinele își fac aprovizionarea sau dacă este cauzată de stocul pe care românii îl fac înainte de sărbători. Cert este că situația a fost întâlnită în mai multe orașe. Ba mai mult, au fost cazuri în care clienților nu li se vindea mai mult de 5 kg de zahăr, tocmai pentru a asigura fluxul în magazin. Mă gândesc că nu, nu. Se va găsi pentru toată lumea și oricând se poate găsi. Da, da. Noi n-am făcut stocuri, avem normal pentru o lună de zile, venim la pensie, ne luăm când ne trebuie pentru o lună de zile și gândim că e suficient. Locuitorii Beijingului au început să facă provizii de varză, orez și făină pentru iarnă, după ce guvernul i-a îndemnat pe chinezi să-și asigure rezerve de bunuri de bază în caz de urgență. Autoritățile au asigurat populația că există suficiente stocuri după ce s-a instalat o panică a aprovizionării.